Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sud. Zilele trecute am mers în municipiul Băilești, acolo unde activează o echipă de handbal puternică care sperie toți adversarii. Juniorii 2 de la clubul CSM Progresul Băilești au 10 victorii din 10 meciuri în campionatul național, o generație de excepție care și-a propus să ia medalii anul acesta. Acești sportivi sunt vicecampion național și mai au o medalie de bronz la categorii mai mici de vârstă. Vă invit să urmăriți interviuri cu antrenoarea echipei Ioana Lupu, cu trei dintre handbaliști și cu directorul clubului băileștean, Florin Tuinea. A fost o primă parte de sezon bun pentru sportivii dumneavoastră. Da, într-adevăr, a fost un sezon foarte frumos și rezultatele au fost pe deplin frumoase, bucurătoare și cu speranță pentru viitor. Victorii pe linie, aveți ambiție să mergeți așa neînvinși până în fazele superioare? Da, atât timp cât copiii își dau toată ființa la antrenamente și sunt foarte serioși și își dorești din suflet să meargă mai departe, cum mai cu victorii, Dumnezeu să-i ajute. Practic, rezultatele sunt o confirmare a muncii de la antrenamente. Bineînțeles, toți copiii sunt apți pentru efort la antrenamente. Dorința lor este atât de mare încât își doresc foarte mult să ajungă la turneul final anul acesta. Cum sunt adversarii din această primă grupă din seria lor? Da, sunt copii buni care joacă chiar un handbal frumos. Spre exemplu, aș putea să spun de echipa CS Craiova, echipa Alexandrei, care chiar sunt copii cu un an mai mic decât băieții mei, dar joacă frumos, au un handbal foarte frumos. Aveți 2-3 jucători foarte buni sau forța echipei este a tu? Nu, a tu echipei este forța. Deci nu pot să spun că am un copil doi buni, pentru că altfel aș și de natura toată echipa. Eu spun că am toată echipa la același nivel. Aveți o echipă care a luat o medalie de bronz, un loc 4, un loc 2. Ce urmează la junior 2? Ne dorim tu mai mult să mergem, tu mai sus. Oricum să o luăm o medalie anul ăsta. Indiferent cum este, dar să iau o medalie cu această generație, care pentru mine este o generație de excepție. Chiar dacă concurența va fi cu centre puternice din țară? Bineînțeles, nu trebuie să uităm ce înseamnă CSM-ul București, nu trebuie să uităm ce înseamnă Turda sau Baia Mare, dar sunt centre puternice cu un moral foarte bine pus la punct, cu copii cu o dorință foarte mare de a câștiga și a cuceri, dar eu totuși sper în acești copii că vor face o figură frumoasă și anul acesta. Totuși, uitându-ne pe clasament, doar CSM-ul și Reșița are, la fel ca dumneavoastră, doar victorii. Da, m-am gândit cu acești copii, mai ales că suntem o echipă dintr-un orășel mititel, dar că foarte ambițioși. Ați reușit să aduceți și trei băieți de la Craiova să încropiți o echipă foarte puternică. Da, da. Am vorbit cu băieții și părinții lor le-au dat acordul să vină. Vin pe fiecare weekend. Lucrăm din sâmbătă doamnă, de duminică, astfel încât să putem să ajungem pe tot la acea linie de plutire. Aveți și doi băieți la loturile naționale. Care sunt? Da, am și doi băieți la lotul național, Neașu Vasie Daniel și Mitu Andrei Cornel. Doi copii care se vede, în momentul când intră pe teren, se vede plusul echipei. Practic continuați tradiția handbalului din Băilești și dumneavoastră ați avut băieți care acum sunt la divizie plus fetele care au jucat la cel mai înalt nivel. Da, da. În general Băieștiul a avut o tradiție foarte frumoasă handbal, atât masculin cât și feminin. Eu sunt cea care am rămas să duc mai departe tradiția Băileștiului și sper după mine vor veni ce puțin un fost elev, dar eu sunt o fostă elevă care să meargă mai departe cu handbal din Băilești. Cum este să fiți neînviși în acest sezon? Este un lucru foarte bun, neașteptat, pentru că nu sperăm la un rezultat așa de mare. Sperăm să ajungem la turneul final, dar o să fie mult mai greu. Este mult mai important decât să țineți o linie de clasament fără înfrângeri, ceea ce faceți la fazele superioare. Da, este mai important. Avem această grupă cu rezultate foarte bune, nicio înfrângere până acum. Sperăm să continuăm așa până la turneul final și acolo vom vedea ce va fi. Se separă adversarii din această grupă? Crezi că are vreunul forța să ajungă până în ultima fază a campionatului, în primele 8? Da, sunt echipe bune, Craiova, Târgu Jiu, Alexandria, sunt echipe bune care pot să ajungă în fazele superioare ale turneului. Te înțelegi cu colegii tăi, sunteți de câțiva ani împreună, ați reușit să câștigați și medalii naționale? Mă înțeleg foarte bine cu colegii mei. Nu am avut nicio dispută cu ei. Suntem o echipă unită. Și în afara terenului? Și în afara terenului. Suntem ca frații. Unde te vezi peste câțiva ani? La o echipă de seniori în Băilești sau plecat prin țară pentru ați? Eu aș vrea să plec undeva în țară. Atât. Mai departe vom vedea.
Cum este să fiți neînvinși în campionat în acest sezon? Este obiectivul care l-am propus și ne simțim foarte bine și dorim să ajungem așa până la turneul final. Ați avut parte de adversari facili, meciuri ușoare sau voi v-ați făcut meciurile încât să nu vă pună nimeni probleme? Noi am încercat să ne facem meciurile cât am pus să fie de ușor, am avut și meciuri mai grele, cum ar fi cu Craiova. Ce obiectiv a propus antrenarea sau v-ați propus voi pentru acest? Ne-am propus și noi și doamna antrenoare să ajungem la turneul final fără nicio înfrângere, dacă se poate. Anul trecut a fost unul în care erați mai mici de categorie, acum sunteți pe categorie, practic trebuie să confirmați. Da, ne-am propus anul acesta să ajungem cum am făcut acum de ani, să ajungem iar pe podium. S-a schimbat mult nivelul de la junior 3 la junior 2? Da, foarte mult. Forța, mentalitatea, tot. Ce adversar v-ar putea pune probleme până la turneul 1? Craiova, credem. În rest nu știu. Cum este să aveți și jucători din Craiova, care este un municipiu mult mai important, care are alte posibilități? Este bine, ne ajută foarte mult. Păi, experiență în plus. Ar fi să urcați și la junior 2 pe podium, o categorie unde mult mai ușor poți fi văzut de cei de la divizia A? Ar fi foarte bine, asta ne și dorim, să ajungem iar. Să le arătăm că nu degeaba am ajuns cu 2 ani și acum 4 ani. Cum sunt antrenamentele cu domnișoara? Foarte bine, grele, dar este ceva normal, că dar așa putem să creștem valoare. Ați tot în serios sau vă mai permite să lipsiți? Noi cam tot timpul suntem serios și mai avem și unele momente când mai lipsim. Spune numele și pe ce post? Bivolan Cristian Mariu și joc extremă dreapta. Cum este să fiți neînvinși în campionat? Este foarte bine. Și avem o încredere mai mare, dacă nu o dată bătaie. V-a pus vreun adversar așa probleme să până la îndoială victoria voastră? Nu. Deocamdată nu. Așteptăm să ajungem mai sus, poate o să avem probleme. Vă prinde bine pauza asta destul de lungă între cele două turnee? Da, ne-a prins destul de bine. Am luat o pauză și acum începem din nou cu antrenamentele. Cum vă văd adversari în țară? Sunteți vicecampion național acum 2 ani, acum sunteți pe categoria voastră de vârstă, practic sunteți printre favoriții campionatului la junior 2. Da, o anumită teamă când aud de noi. S-a omogenizat echipa după atâția ani de jucat împreună? Da, ne înțelegem mult mai bine acum. Te explici că aveți și 3 jucători din Craiova care au ales să joace la Băile și acolo există 2-3 cluburi. Poate acolo nu le-a plăcut stilul de joc, nu le-a plăcut spiritul de echipă. Sunteți adolescenți, aveți și voi nevoie de ceva bănuți. Am auzit că la final de sezon aveți o masă festivă, că sunteți foarte buni prieteni și cu colegii mai mari. Cum e? Este destul de bine. Am înțeles că există previziuni să se organizeze și o echipă de divizia aici. Acum ar fi să evoluați și voi la seniori pentru echipa locală. Ar fi o evoluție destul de mare pentru orașul nostru. Dacă nu te gândești să faci pasul către o echipă de senior când vei termina juniorat? Voi rămâne aici. Jucătorul tău preferat care este? Nicola Carabatici. Domnule director, ați încheiat foarte bine anul în ceea ce privește secția de handbal a clubului. Aș vrea să ne spuneți despre performanțele handbaliștilor dumneavoastră. Da, să rămână și la mulți ani. Într-adevăr, în anul 2016 a fost un an bun. Grupa de juniori 2 a clubului nostru, care evoluează în campionatul național, a fost repartizat în seria E. După desfășurarea primelor 10 etape, respectiv a celor 6 etape din tur și a primului turneu de sală, băieții au 10, deci din cele 10 meciuri disputate au 10 victorii, suntem detașați pe primul loc al seriei E al juniorilor 2. Este o primă fază a competiției. Ce obiectiv ați propus pentru acest sezon cu acești juniori? Într-adevăr, rezultatele din anii precedenți ne obligă și ne dau speranțe rezultatele de până acum la obținerea, noi sperăm, încă unei medalii. Pentru că acești copii au un loc 4 la mini handball, un loc 3 la junior, la junior 4 și un loc 2 la junior 3. Deci am jucat finala campionatului național. Sperăm anul acesta, știm că este foarte greu, dar sperăm să mergem din nou către o medalie. Aveți așadar o generație foarte bună, cu un antrenor inimos, devotat? Da, avem o generație de copii excepțional, pot să spun. Este un grup foarte unit, avem 2 copii la Centrul Național de la Sighișoara, un antrenor foarte, foarte devotat, o antrenoare foarte devotată, căreia îi mulțumesc și dumneai pentru munca pe care o depune cu acești copii. Aveți și 3 jucători din Craiova în lot. Cum ați reușit să-i convine să vină la Băile? Da, într-adevăr, sunt 3 jucători din Craiova care
Nu pot spune că i-am convins noi, parcă mai mult ne-au convins ei pe noi, deci mai mult ei au trebuit să vină să joace handbal către Băilești și spre binele și spre binele lor, acești copii au luat și ei medalie. Este o mândrie așa că o echipă din Băilești a ajuns până în finala campionatului național, acum bate iar la porțile turneului final? Deci este o mândrie foarte mare să joci o finală de campionat național cu niște copii, este ceva senzațional și ceva foarte frumos. Sperăm ca și anul acesta, dacă ne ajută Dumnezeu și toți copiii sunt apți, să mergem câte medalii. Cât de dificil este să țineți o echipă în campionatul național? Am înțeles că acum vreți să mai înscrieți una și la mini-handball? Într-adevăr, vom înscrie copiii la mini-handball și îndrăznesc să spun că vom încerca anul acesta în vară sau dacă nu, anul viitor cu grupa aceasta și cu foștii care au jucat la noi, care acum joacă pentru echipa liceului sau alții care sunt plecați. Dacă ne ajută Dumnezeu, cine ajută și primăria, să ne înscriem în divizia A. Este un obiectiv. Nu știu cât de mult va fi realizabil, dar poate dacă vin și mai mulți sponsori și mai multe lume alături de noi, vom reuși să aducem divizia la Băilești. Primesc acest băieți o parte de echipament din partea clubului ca antrenament de pregătire? Da, primesc tot ce înseamnă antrenament, echipament, tot din partea clubului, cantonament, masă, transport, cazare la competițiile la care participă. Practic, de la Ada Nechita și la alte fete care au evoluat cu succes în Liga Națională, continuați tradiția cu băieții. Fetele mai vin din nou? Deocamdată cu fete nu avem. Ne-am axat numai pe băieți. Câte secții mai are clubul CSM Băilești? Pe lângă handbal, mai avem fotbal, oină, șah, lupte, care sunt funcționale. Cu rezultate? Cu rezultate bunicele fiecare, dar ca handbal nu. Aveți mulți spectatori la meciurile băieților? Da, într-adevăr, scaunele acestea, cele 155 de scaune, se umplu, în primul rând, părinții, colegii de școală vin și avem spectatori. Mai ales că și rezultatele obținute de băieți cheamă lumea la sală. Peste câțiva ani vedem câțiva dintre ei în Liga Națională. Noi sperăm ca măcar 2 sau 3 din această grupă, generație, grupă de excepție, măcar 2 sau 3 să joace în divizia națională. Sala poartă numele Ada Nechita, mai aveți acea competiție care poartă numele, ea vine, stimulează pe sportivi. Da, într-adevăr, în fiecare vară de zilele municipiului Băilești avem competiția Ada Nechita. Anul acesta a fost a 4-a ediție și încercăm să o desfășurăm în fiecare an. Marile orașe, antrenorii se plâng că nu mai reușesc să atragă sportivii copiii către sport. Spun că au alte preocupări. Dumneavoastră, cum reușiți să-i țineți conectați? Da, într-adevăr, sunt destui copii, deci la handbal avem peste 40-50 de copii care practică sportul, juniorii 2 și mini-handbalul. Mai sunt vreo 60 de copii în cele 4 grupe de fotbal, deci nu mai pun oina și șahul în cardar, deci sunt foarte mulți copii care vin. Probabil că am reușit să-i capacităm mai bine datorită sprijinului primit de la primărie, de la Consiliul Local, de la sponsori. Am reușit să le facem o masă de încheiere la fiecare grupă de sportivi înscriși în campionat. Handbaliștii de la CS Universitatea Craiova și-au reluat pregătirile pe plan local, iar joi vor pleca într-un cantonament montan la Băile Herculane. Sportivii antrenați de Costin Dumitrescu și Cătălin Popescu vor disputa primul meci din acest an pe 18 februarie și încearcă să continue parcursul bun din prima parte a campionatului, atunci când au obținut 8 victorii și 3 înfrângeri și ocupă locul 3 în divizia A, seria B. Într-un interviu acordat la Lege TV, antrenorul Cătălin Popescu a vorbit despre ultimele noutăți din echipa craioveană. Când ați început pregătirile? Am început pregătirile de săptămâna trecută, de pe data de 4 ianuarie. În fiecare zi mai puțin în weekend, cu un antrenament pe zi în sala polivalentă. Am alternat cu un fotbal, cu ceva fizic și forță, după care urmează să plecăm joi într-un cantonament de 10 zile la Băile Herculane,
unde vrem să lucrăm mult pe acumulare, pe fizic. Sperăm și vremea să fie bună, să ne ajute să lucrăm și afară, în zăpadă, eventual cu alergări în zăpadă, cu pantă, cu ce mai trebuie, plus sală de forță. V-a ajutat mult acest antrenament montan an de an, pentru unii e un lux. Da, într-adevăr. Din fericire, se pare că ne-am permis de câțiva ani să acest lux, să mergem în cantonament. Poate unii vor zice că e puțin învechit sistemul ăsta cu cantonamente, dar se pare că nouă ne-a prins bine și de aia și mergem în continuare pe acest sistem de cantonament, dacă se poate și vară și iarnă. Avem noutăți în lot, sosiri, plecări? Nu e nimeni, nu, deci n-a plecat nimeni, nu a venit nimeni, e același lot cu care am terminat turul de campionat și cu care sperăm să terminăm și returul. Faceți-ne o scurtă caracterizare a evoluției în turul de campionat. Da, într-adevăr, în turul campionatului, ca și anul trecut, a mers destul de bine, am terminat pe locul 3. Avem 3 înfrângeri din 12 jocuri. Primele două sunt la Baia Mare și la Oradea, deci primele clasate deasupra noastră, iar cea de-a treia în deplasare la Sighișoara, unde, într-adevăr, am făcut un meci puțin mai slăbuț și din păcate am pierdut. În rest, avem mai victorii, sper să o ținem tot așa și, eventual, dacă terminăm campionatul pe locul 3, eu zic că e foarte bine. Dacă e mai sus, cu atât mai bine. Când se pare lua campionatul și cu cine aveți în prima etapă? Campionatul se reia pe data de 18 februarie și avem primul joc acasă cu cei de la Brașov, cu Centrul Național Olimpic de Tinere Brașov. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Sunt Daniela Mitrochea, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la repriza de Sud, numai la Alege TV.